Pe 25 martie, creștinii ortodoxi sărbătoresc Buna Vestire sau Blagoveștenia în limbaj popular. Este sărbătoarea din postul Paștelui când se mănâncă pește. Boxele pescarilor din Giurgiu au fost luate cu asalt astăzi de giurgiuvenii care au venit de la primele ore ale dimineții să se aprovizioneze cu pește. Comercianții s-au bucurat că le-a crescut vânzarea, deși unii au început să se aprovizioneze cu pește din weekend și chiar și astăzi era înghesuială. Pentru un kilogram de macrou, giurgiuvenii au scos din buzunare 10 lei, iar cei care au poftit la trunchi de cod au fost nevoiți să plătească 16 lei pe kilogram. Pentru ce stați la coadă? Să luăm pește. Către ce pește vă îndreptați? Sardine. Da. E foarte bun. Respectați tradiția? Da, sigur. Mâncăm pește și trebuie să respectăm tradiția. Să mâncăm pește de ziua asta. Câte un crap mai bun. Câte un crap mai bun. Că e mai gustos și mai... E un pește foarte bun. Să cumpărăm pește. Crab vreau să cumpăr, da. Să înțeleg că respectați tradiția. Respect tradiția, da, da. Pește proaspăt, pentru că e tradiția, astăzi se blagoveștenil, e sărbătoarea asta. Către ce pește vă îndreptați? Caras. Cererea de pește a fost atât de mare încât foarte mulți și-au rezervat cantitatea de pește dorită încă de zilele trecute. Cozi puteau fi văzute la toate boxele special amenajate pentru comercializarea peștelui. Clienții au avut la dispoziție multe sortimente de pește: macrou, fitofag, scrumbie, herring, merluciu, șprot și chiar sardine proaspete. Oamenii au putut să aleagă în funcție de dimensiuni și preferințe. Prețul pe kilogramul de pește varia astăzi în piața centrală în funcție de specie și mărime și a fost cuprins între 5 și 18 lei. În postul Paștelui, credincioșii pot profita de doar două dezlegări la pește, de Buna Vestire pe 25 martie și de Flori, în prima duminică înainte de Paști.